maestro! Prăța în față, legea 13-a genină, legea care puteți spune antenat orașului la urmă. Atenție, nu sunt gladiatorul. Cel cu blana de urs care poartă aghila. Așa arăta echipamentul regimentului român, care a luptat în cele două războaie, 1905-1906. Și nu uitați că vă aflați chiar în inima castrului român, în zona recuperată Principia, casă dumneavoastră aici, se găsea atenția producătorului regiunii. Poate ați apucat să vizitați și acest muzeu, doresc de sticlă. Cam vă vă dați seama cam ce se găsește aici sub slajul. Regina 13-a genă, staționat în Alba Iulia, chiar în anul 26, în medalii copicei Adace, până la retragerea aureliană, undeva în ziua lui 271-275. Bobe! Adrianus! Bobe! Comenzile sunt date în limba latină. Iar cei care dau viață pe legiuni, cât și celorlalte trupe, să știți că sunt voluntari. De asta merită aplauze din partea noastră. După asta de plăcere, cum este și astăzi, în fel de vreme. Da? Zidul împotriva săgeților, Murus. Jupiter Optimus Maximus! Testudo, formate! Țistese, cunoscută formațiune de atac sau de apărare, dacă era cazul. Open! Îi striga și numele zeului suprem, Jupiter, statuia zeului, puteți vedea chiar în curtea muzeului aici. Stop! Retro! Stașe zeul în tron, era zeul suprem în român. Simbolurile zeului le vedeți pictate pe scuturile romanilor, aripile de vulturi și fulgerele. Ascutul via! Murus Sagite! Tot un zid împotriva săgeților, Murus Sagite, din alt unghi. Bine, n-aveam spațiu necesar, de obicei folosim și arcași, demonstrațiile noastre.
Vreau să vă dau o veste, să știți, noi suntem aici prezenți în întreg sezonul, după care